Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să am această experiență, aceste cărți. Pentru mine, ca etnolog, sigur, aș fi vrut să o ascult întâi pe Teodora, vorbindu-ne despre intenția ei când a publicat această carte, dar cartea e foarte bine încadrată, are o prefață consistentă și concludentă. Pentru mine, ca etnolog, a fost și ca femeie etnolog, etnologă, cum ați trecut în program, a fost mai interesant decât perspectiva de gen, care este evidentă și din titlul cărții, a fost mult mai interesantă, să spun așa, cultura subterană, neoficială, informală, care răspate din aceste pagini recuperate, care mi se par de valoare extraordinară. Cartea nu este numai groasă, așa, voluminoasă, ci este foarte bună din punct de vedere al calității conținutului acestor studii ale membrilor Școlii Sociologice de la București. Chiar am căutat să văd aici studii mai studențești, așa, mai naive, mai puțin în cunoștință de cauză. Greu găsim așa ceva. Majoritatea sunt studii ce pot fi de referință chiar și în zilele noastre. Și bineînțeles că am aflat foarte multe lucruri noi. De exemplu, care a fost rolul femeilor în Primul Război Mondial și cât de important a fost Primul Război Mondial pentru configurarea rolului social al femeilor. Nu mă gândisem la acest lucru înainte. De asemenea, e foarte interesantă discuția despre rolul femeilor în educație și în învățământul superior și despre situația din facultăți. Cu această ocazie am aflat că la litere și pe vremea aceea predominau femeile, ca și astăzi, la facultatea de litere. Și sigur că m-a interesat și foarte mult și paleta aceasta de subiecte pe care o abordau și care, așa cum spunea domnul profesor Ostaș în pauza dinaintea acestei întâlniri, arată că această școală sociologică de la București nu s-a ocupat numai de monografierea satelor, ci și de foarte multe alte lucruri. În legătură cu perspectiva de gen, ca să vă spun ce am observat, de exemplu, studiile Ștefaniei Cristescu, sunt mai multe aici cuprinse, ea este o foarte bine cunoscută specialistă în magie și există o discuție din prefața Teodorei aflăm, cum că la un moment dat, în cercetările de la Drăguș, Bernea și Ionică ar fi avut, să spunem așa, ideea de a lucra în colectiv cu cercetătoarele și ar cam fi confiscat materialul Ștefaniei Cristescu. Și am observat că în studiile ei, ea inițial a avut o poziție de rezervă, s-a gândit că poate să mai îndreaptă lucrurile, dar după aceea s-a hotărât să-și afirme maternitatea asupra acestor materiale. Și am observat că primul studiu pe care îl publică, Practica magică a descântatului de strâns în satul Cornova, are o notă de subsol în care zice: în articolul de față am utilizat, în afară de materialul cules de mine, Ștefania Cristescu, multe din fișele semnate de domnul Ion Ionică. Semnate de domnul Ionică, nu ne spune că sunt făcute de domnul Ion Ionică. După aceea, în studiile ulterioare publicate aici, are grijă întotdeauna să spună că sunt materialele ei, că sunt fișele ei, că sunt făcute și niciodată nu mai menționează pe vreunul dintre cei doi colegi. Sigur că pentru mine asta a coborât un pic de pe piedestal pe Ion Ionică, pe care îl admiram foarte mult, dar nu cred că trebuie să judecăm opera lui doar prin perspectiva de gen, care era cumva în firea lucrurilor, cum încearcă să ne explice Teodora pe vremea aceea, da. Mult mai multe probleme au avut cu Bernea. Da, asta dumneavoastră știți mai bine. N-aș vrea să acaparez eu discuția. Aș vrea să vă mai dau un citat interesant din povestea lui Moș Pelea din Fibiș. Deci sunt din Banat. Deci sunt și astfel de studii care pur și simplu recuperează, transcriu documente de teren. Și în final, Moș Pelea, care s-a înțeles foarte bine cu baba lui, din păcate a murit înainte de el, ne spune: să nu bată Dumnezeu pe nimeni să-i moară muierea, că fiecare om nu știe să prețuie muierea așa cum ar trebui.
Nu mai da coie Dumnezeu. Deci m-aș opri aici deocamdată și aș da cuvântul. Evident că va fi o dezbatere și nu se incide, ci se continuă.